Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției. Statul devine în întâmpinare întreprinderilor. În guvern au fost elaborați noi pași de susținere a uzinei Moldav Izolit. În grădinița de copii Clopoțelul din Harmați, Caraionul Dubăsari, datorită ajutorului Federației Ruse, a fost efectuată reparația capitală. La moment, copiii se află în încăperi calde și luminoase. Astăzi, în cartierul Octombrie, din capitala Republicii, a fost deschisă o frizerie socială. Persoanele care se folosesc de înlesniri vor fi deservite aici la un preț redus. Înlesniri insuficiente sau dorințe excesive. Guvernul deja nu pentru prima oară i-a propus uzinei Moldav Izolit ajutorul său. El constă în reducerea costului la gazul natural și scăderea impozitului pe venit. Însă nicio propunere n-a satisfăcut proprietarii întreprinderii. Mai mult ca atât, despre faptul că statul încearcă să ajute întreprinderea, lucrătorii n-au știut nimic. În guvern au fost elaborați noi pași de susținere și s-a menționat că aceștia sunt ultimii. Înainte de a enunța nouă metode de susținere de stat pentru Moldav Izolit, ministrul dezvoltării economice specifică detalii la această temă. De la 1 ianuarie 2014 până pe 31 martie 2015, guvernul deja i-a acordat ajutor întreprinderii. Înțelegerea presupunea tarifele preferențiale pentru gaz și 50% reducere la impozitul pe venit. În rezultat, astfel de susținere i-a costat bugetului 18 milioane de ruble. Dar ca răspuns a urmat refuzul cu cerințe de a mări volumul și termenele susținerii statale. Proprietarul chiar i-a propus statului să procure întreprinderea. Dar pe contul întreprinderii este un credit de 11 milioane de dolari. Prezidentul i-a ordonat guvernului să prelungească consultările cu administrația întreprinderii. Întâlnirile au continuat, dar n-a fost găsit numitor comun. Cu toate acestea, guvernul a elaborat un pachet nou de pași de ajutor. Conform lui, întreprinderii îi este propusă reducerea la 50% a impozitului pe venit de pe 1 octombrie până pe 31 decembrie 2016. Кроме того, предлагаем установить с 1 октября 2015 года. În afară de aceasta, propunem de a stabili de la 1 octombrie 2015 până la 31 decembrie 2015 costul componentei la gaz pentru întreprindere în mărime de 50 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Iar pentru 2016 a stabilit tariful la gazul natural în mărime de 85 de dolari. Până când proprietarii au dus tratative cu guvernul despre mărimea susținerii statale. Întreprinderea parțială a prelungit să lucreze și chiar să formeze o datorie pentru plățile la gaz de aproape 2 milioane de ruble. Pentru a o stinge, guvernul este gata să acorde o amânare până în aprilie a anului viitor. Suma totală a susținerii de stat formează 15 milioane de ruble. Guvernul a aprobat pachetul prezentat de susținere. El este orientat la reluarea lucrului întreprinderii și păstrarea colectivului de muncă. La Tiraspol a avut loc conferința internațională a reprezentanților organizațiilor care efectuează tranzitul și consumarea gazului rusesc. Companiile de gazificare din 9 țări au aprobat graficul lucrărilor profilactice planificate și de reparație la rețelele de tranzitare a gazului în direcția balcanică. Întreprinderea Tiraspol Transgaz este unul din principalele zvenouri de furnizare a gazului din Rusia, în direcția Republicii Moldova, Ucraina, țările balcanice și Turcia. Ea este o parte componentă a sistemului internațional de transportare a gazului. De aceea, în orașul Tiraspol, nu pentru prima dată sunt organizate asemenea întâlniri. Ședința noastră anuală ține de coordonarea lucrărilor de reparație, care vor fi efectuate în 2016. Scopul principal al ședinței a fost de a organiza lucrul în așa mod, ca cele planificate să fie realizate în termene scurte. La activitate au luat parte reprezentanții a companiilor de gaz din 9 țări. Este și Bulgaria, și Turcia, și Macedonia, și Grecia. E vorba de Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia, toate țările s-au adunat aici. Noi vom decide care lucrări de reparație trebuie efectuate în 2016. Așa procedăm în fiecare an, pentru a minimiza timpul stopării transportării gazului în perioada de reparație a conductei.
Participanții au semnat protocolul corespunzător. La fel a fost aprobat graficul lucrărilor de reparație. Lucrările coordonate în anul trecut sunt deja finisate de către Tiraspol Transgaz, în volum de plin și în termenele cuvenite. Întreprinderea încă o dată a demonstrat că este un partener de nădejde pentru compania Gazprom. Clădirea grădiniței de copii Clopoțelul din satul Harmațca, raionul Dubăsari, a fost dată în exploatare în anul 1963. În decurs de mai bine de 40 de ani, aici a fost făcută doar reparație curentă. În afară de aceasta, grădinița era încălzită doar cu sobe, fapt ce desigur crea un șir de incomodități. Datorită ajutorului financiar umanitar din partea Federației Ruse, în instituție a fost efectuată reparația capitală. La moment, copiii se află în încăperi calde și luminoase. Încă până nu de mult, grădinița de copii Clopoțelul era încălzită doar cu două sobe, însă aceasta puțin rezolva problema în timpul iernii. În încăperi era frig. Temperatura aerului cu greu ajungea până la 12 grade. Micuții erau îmbrăcați bine chiar și în timpul somnului. Era clar că încăperi avea nevoie de o reconstrucție capitală. Pentru aceasta erau necesare mari mijloace bănești. În ajutor sătenilor le-a venit Federația Rusă. Mai înainte a fost la noi sobi, cum sunt două grupe, la noi grupa mică și grupa mare, a fost frig, era cu WC-ul, trebuie să ne ducem pe afară, la oale, era frig. Iar acum s-a schimbat cu ajutorul Federației Ruse, ne-au gazificat, ferestrele s-au schimbat, dar acum WC-ul avem înăuntru, e mai bine, e cald. Din aprilie până în august, pe teritoriul grădiniții a fost construită o cazangerie nouă, instalat utilaj contemporan. Pentru săteni, aceasta a fost cea mai mare bucurie, spune conducătorul instituției Olga Frunza. În afară de aceasta a fost construit acoperișul, schimbate geamurile și iluminarea grădiniței, reconstruit în unele grupe tavanul. În toate încăperile dușumeaua era veche, în unele locuri era putrezită. Acum avem una nouă din scânduri noi. Pentru desfășurarea volumului dat de muncă din ajutorul umanitar al Federației Ruse a fost cheltuit mai bine de 1.200.000 de ruble. În timpul reconstrucției clădirii și-au adus aportul și locuitorii satului. Cu forțe proprii, ei au reparat fațada grădiniței. Astăzi, în cartierul Octombrie din capitală, a fost deschisă o frizerie socială. Persoanele care se folosesc de înlesniri vor fi deservite aici la un preț redus. În cel mai apropiat timp în oraș vor apărea încă 5 asemenea frizerii. 10 meșteri frizeri sunt gata să deservească doritorii care fac parte din categoria social vulnerabilă a societății. Pensionarii, invalizii, apărătorii mistreniei, reprezentanții familiilor numeroase. Aici tunsoarea bărbătească costă 5 ruble, iar a unei doamne 5-7 ruble. Noi am găsit susținători ai ideii în persoana Centrului de Instruire Profesia, care activează 21 de ani și este un partener de nădejde. Am încheiat cu el un acord de colaborare. Am elaborat politica prețurilor și am fixat lista serviciilor. Urmărim scopul de a forma un preț unic în toate frizeriile sociale, care vor fi deschise în Tiraspol pentru categoriile cu înlesniri. În luna mai, administrația capitalei a organizat pentru veterani o acțiune. În cadrul căreia, în jurul la 100 de veterani au fost deserviți gratis în frizeriile orașului. Practica dată a servit bun exemplu pentru deschiderea frizeriilor sociale. Am auzit că în capitală se deschide o frizerie socială și am venit din alt cartier al orașului. Ar fi bine ca în fiecare oraș din Republică să se deschidă asemenea saloane. Le aduc cuvinte de mulțumire organizatorilor pentru binele pe care îl fac. Meșterii oferă servicii calitative tuturor doritorilor. În decursul unei zile, aici pot fi deservite mai bine de 50 de persoane. Patrularea străzilor de către detașamentele tinerilor inspectori împreună cu colaboratorii Inspectoratului Auto de Stat, raidurile de depistare a comercializării țigărilor și băuturilor alcoolice adolescenților, vizitarea la domiciliu a copiilor aflați la evidența Inspectoratului. În Republică este desfășurată operațiunea de profilaxie minorul. Scopul ei este de a preîntâmpina infracțiunile săvârșite de adolescenți, educația patriotică a tineretului. Pentru colaboratorii Inspectoratului Auto, scopul principal ține de micșorarea accidentelor cu participarea copiilor, depistarea infracțiunilor din partea copiilor.
În anul curent, pe teritoriul orașului Bender au avut loc 33 de accidente rutiere. Ele au adus la decedarea a 5 persoane. Victime sunt nu numai șoferii și pasagerii din transportul auto, dar și pietonii. După cum menționează inspectorii auto, deseori încalcă regulile copiii. Так как с начала 2015 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадало... De la începutul anului 2015 au avut de suferit în accidente rutiere 9 copii. În 6 cazuri de vină au fost anume ei. Stimați părinți, vă rugăm să le explicați copiilor dumneavoastră unde trebuie traversată strada, în care loc se poate juca și unde nu, unde se poate plimba cu bicicleta și unde nu. În timpul apropiat în școli vor fi efectuate discuții de profilaxie, iar în stradă raiduri speciale. Nu de mult în orașele Tiraspol și Râbnița au fost instalate băncile împăcării. Este un anumit simbol al concilierii cuplurilor. O asemenea bancă a fost instalată astăzi și în orașul Dubăsari. În Dubăsari, banca împăcării a fost instalată în curtea oficiului de înregistrare a actelor stării civile. Aici, pe lângă toate, se află și zona de parc a orașului, adică un loc de predispunere la discuții calme și raționale. Inițiatorii ai ideii și confecționării băncii este uzina Electromaș din orașul Tiraspol. Данный подарок станет излюбленным местом для гостей. Sperăm că banca confecționată de colaboratorii noștri va fi un loc îndrăgit pentru dubăsăreni și oaspeții orașului. Nu trebuie să fie neînțelegeri ce vor duce la destrămarea familiei, fie ca aici să se împace cât mai multe perechi. Такой интересный объект – это скамья примирения. Am instalat în localitate un obiect foarte interesant și consider că necesar. Curând va fi deschis noul oficiu de înregistrare a actelor stării civile. În clădirea reconstruită va fi creată o frumoasă atmosferă de sărbătoare pentru tinerii însurăței, iar banca de împăcare va servi în felul său drept simbol al rezolvării întrebărilor și neînțelegerilor de familie. La 27 octombrie, locuitorii Dubăsarilor vor sărbători ziua orașului. Banca împăcării este un bun cadou către această zi semnificativă. Și încă o informație a ediției. Duminică 25 octombrie, Nistrenia trece la timpul de iarnă. Acele ceasornicelor vor fi transferate cu o oră în urmă. La timpul de iarnă, la fel, vor trece statele vecine Ucraina și Republica Moldova. Reamintim, în conformitate cu decretul prezidentului, trecerea sezonieră la timpul de iarnă și vară are loc fără emiterea unor acte normative de drept speciale. În Rusia, spre exemplu, legea federală despre introducerea amendamentelor în legea despre timp prevede că transferarea sezonieră nu se efectuează. În așa mod, diferența de timp între Rusia, în particular Moscova, Nistrenia, Ucraina și Moldova, va forma o oră. Atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei vor povesti colegii noștri în ediția de seară. Aveți grijă de dumneavoastră. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 24 octombrie se așteaptă norări variabile, fără precipitații. Noaptea și dimineața se va forma ceață. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 3, plus 5, ziua 11-13 grade. În capitală noaptea plus 4, plus 6, ziua 12-14 grade Celsius. În următoarele zile precipitații nu se prevăd. Noaptea se va răci.